ziua, drăguții mei, și bine ați venit la un nou clip. De data aceasta vom face doar un simplu clip. M-am apucat eu să filmez zilele acestea vlog, însă ieri am fost la țară, n-am mai avut când să filmez. Astăzi am fost în oraș, n-am mai avut timp. La fel, n-am avut timp și nici ce să vă arăt n-am avut, pentru că am luat mâncare de la țară și n-am avut cum să fac mâncare. Așa că pentru astăzi m-am gândit să vă arăt tot ce am cumpărat eu pentru nuntă până în momentul de față. Am aici o cutie plină cu tot ce am cumpărat eu până acum și după ce vom termina să vă arăt tot ce am cumpărat, vom face mărturiile. Sper să mă lase și Carolina, vedem ce timp avem. Vom face mărturiile împreună și haideți să începem cu primul lucru. Nu mai știu care este primul lucru comandat, însă haideți să vă arăt sticluțele pentru mărturii. Așa sunt ele, sunt cu dob de plută. Stați să scot unul. Așa este, are în jur de 7 cm, din câte mi-aduc eu aminte, așa l-am comandat și nu mai știu aici cât are, însă așa înălțimea este de 7 cm. Are dob de plută și am făcut pentru ele. Taram! Avem aici etichetele, am făcut și etichetele. Eu inițial îmi doream să cumpăr panglică pe MOV, însă m-am gândit că mai bine pun lavanda, sarea de baie, care vor fi MOV amândouă și vor merge de minune cu verdele. Așa că astăzi pe acestea le vom face, vom pune și sarea de baie și lavanda. Și lavanda și le vom face împreună. Sticluțe. Am comandat foarte multe, în jur de 150 și un pic de sticluțe, 155 cred, de sticluțe. Sunt foarte multe, foarte multe punguțe aici. De aici am scos eu una și mai am aici încă două. Am foarte multe, am în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am 7 seturi de sticluțe din acestea cu plută pentru mărturii. Acestea vor fi mărturiile. Să nu-mi scape pe jos că... Aia am fost. Așa, și vă spuneam de etichete. Etichetele, din câte mi-aduc aminte, parcă 140 am făcut de etichete. Numele nostru, Loredana și Nicu, 31 august 2024, și mai jos un pic, vă mulțumim. Nu se focalizează. Și vine cu panglici aici. Bine, sunt mai multe pe aici. Bun. Ce am mai comandat eu? Primul lucru pe care l-am comandat au fost brățările pentru domnișoarele de onoare. Și haideți să vi le arăt. Sunt vreo 6, însă trebuie să văd eu atunci dacă mai pun vreo domnișoară de onoare sau pun vreo 2, vedem. Oricum, voi avea 6 domnișoare de onoare. Ia uitați, acestea sunt, mie mi-au plăcut foarte, foarte mult, tematica va fi MOV cu verde și cu auriu. Mie mi-au plăcut foarte tare, arată super, super, super bine și mi-a plăcut în special acest detaliu din mijloc. Da, mi-a plăcut acest detaliu din mijloc, ele sunt super frumoase și acestea vor fi brățările domnișoarelor de onoare. Din câte mi-aduc aminte, am dat 25 de lei pe una, parcă. Stai acolo, Carolina. Aici am corcoadele pentru invitați. Am făcut în jur de 35 de corcoade. Sper să-mi ajungă tot pe MOV și acestea. Și trandafiroașul este pe alb.
Mi-a plăcut foarte tare, însă am găsit eu ceva, pentru că pentru nași, pentru părinți, pentru frați, pentru surori, aș vrea să iau ceva mai deosebit și eu făcusem comandă pentru ceva așa, doar că în poză arată mult mai diferit, iar acum când mi-au venit, nu sunt exact cum mă așteptam eu să fie, dar am găsit pe Facebook o fată care face și le voi comanda de la ea și mi-a spus că cel mai bine comand atunci cu o lună, două înainte și asta voi face. La acestea nu știu ce le voi face, însă cu siguranță nu le voi mai da, le voi cumpăra pe acelea pe care le-am văzut eu, pentru că acelea mi-au plăcut foarte tare. Iar acestea în poză arătau diferit, foarte diferit, dar au venit așa și nu mi-au plăcut, nu mai mi-au plăcut absolut deloc. Bun, avem aici și coronița pentru miresică. Mie îmi place foarte tare această coroniță. De cum am văzut-o pe site, am tot căutat site-uri cu coronițe pentru mirese, însă aceasta mi-a plăcut cel mai tare. Mi-a plăcut foarte mult, erau foarte multe modele, însă aceasta mi s-a părut cel mai potrivită pentru mine și chiar este, o ador. Carolinei se face somnic. Deci va trebui să mă cam grăbesc. Avem aici doar unul dintre celelalte, cred că sunt pe aici prin sertarele mele. V-am spus că am cumpărat săculeți cu lavandă. Am cumpărat 8 săculeți ca să îi punem aici. Îi vom pune aici împreună cu sarea de baie. O voi aduce și pe ea pentru că am lăsat-o în bucătărie, n-am mai luat-o de acolo. Pentru mărturii am cumpărat lavanda, sunt în total 8 săculeți. Așa, următorul lucru pe care l-am cumpărat eu și am văzut că nu trebuie să mai cumpăr încă unul, este coșulețul pentru mine, pentru corcoade. Am văzut că intră toate, așa că nu va mai trebui să mai cumpăr altul. Le voi pune pe cele mari deasupra și le voi pune invitațiilor. Mie mi-a plăcut foarte tare, la fel l-am găsit undeva pe net. Prima dată am comandat exact așa cu mov. Dar doamna care mi-a trimis coșulețul a înțeles altceva și mi-a trimis pe alb cu totul, așa că am vorbit cu dânsa și l-am returnat și mi l-a adus pe acesta, mi l-a trimis pe acesta în schimb. Aici avem setul meu, stați un pic, gata. Aici avem setul meu care se potrivește foarte bine cu coronița. Am cumpărat jarteaua care este și ea tot pe mov. Jarteluța, am cumpărat-o și pe ea, n-am dat foarte mult pe ea. Am dat undeva la 15-20 de lei. N-am dat foarte mult, Carolina, rămâi acolo. Și acum piesa de rezistență. Piesa de rezistență, acesta este paharul nașei, i-am pus numele aici, super frumos, l-am luat tot pe mop. Bun, haideți să vă arăt și pe celelalte pahare, să le înfășor aici ca să nu le fac ceva. Aici îl avem pe cel al nașului. Tot pe mov, cu mov, mi-am dorit foarte tare. Mi-au plăcut foarte mult când le-am văzut și, sincer, n-am dat foarte mult. Am dat 280 de lei pe ele. Mi se pare un preț extrem de bun pentru aceste pahare handmade. Aici este... Ia-l pe ăsta puțin. Aici este paharul lui Nicu. Este cu papion negru, cel al nașului a fost cu papion mov. Bun, și imediat vi-l arăt și pe al meu.
Am adorat foarte tare aceste pahare când le-am văzut pe site și mă bucur că le-am comandat. Acesta este al meu. Are și un fluturaș aici jos, scrie numele meu. Super, super frumoase, mi-au plăcut foarte tare și mă bucur că le-am comandat și că n-am dat greș cu ele. Mi-au plăcut foarte mult. Gata, și acum, am fost acum câteva zile în DM pentru, mai mult pentru sarea de baie am fost. Am cumpărat sare de baie cu lavandă, tot pentru mărturii. Și abia aștept să facem mărturiile. Văd și eu ce vrea Carolina, dacă vrea să pape, dacă vrea să doarmă și apoi ne apucăm de mărturii, pentru că nu mai are stare. O vedeți că este pe aici, peste tot, pe scaunul ei de masă. Așa că v-am arătat tot ce am cumpărat eu până acum. Aseară voiam să dau comandă de căsuța de bani pentru dar, însă n-am mai apucat. Voi da astăzi comandă, însă până să dau comandă vom face mărturiile. Dar întâi să văd ce vrea Carolina, pun pauză și ne auzim după. Bun, drăguții mei, gata. Carolina n-a mai vrut să pape, însă a dormit, acum a dormit și vreau să mă apuc repede să facem mărturiile. Nu știu dacă vom reuși să le facem pe toate, însă eu am să încerc. Vă dau și eu aici mai aproape ca să vedeți tot procesul. Nu știu cum să facem cu lavanda, însă am luat eu o linguriță și cred că am să încerc să pun o linguriță de lavandă, o linguriță de sare de baie, o linguriță de lavandă, o linguriță de sare de baie și tot așa până umplu sticluța. Haideți să trecem la treabă și vorbim după la final. Bun, sper că se vede. Haideți să... Să scoatem sticluțele și haideți să vedem cum vom face. Nu știu eu dacă reușesc cu lingurița, însă am să iau pâlnia dacă este nevoie. Asta cât sunt legați aici bine. Gata. Așa, haideți să vedem dacă reușim, dar nu cred că vom reuși. Nu, cade pe lângă, stați un pic. Ok, pâlnia nu intră, dar vom încerca așa să vedem dacă reușim. Se pare că e mai greu decât mă așteptam, este foarte greu, nu știu cu ce pot eu face, pentru că pâlnia nu intră aici, însă sarea de baie va aluneca mult mai ușor față de lavandă. Așa, haideți să mai pun un picuț. Mai punem și un pic de lavandă. N-am decât să fac așa și surplusul care cade aici îl voi aduna la final, pentru că este destul de greu cu pâlnia. Așa. Să mai smut un pic. Și acum vom mai pune un picuț de sare de baie. Da, opa. Am pus prea multă sare de baie. Ok,
cam acesta este rezultatul final, așa vreau să arate toate sticluțele. Îi voi pune imediat eticheta. Bun, acesta este rezultatul final, așa vreau să arate toate sticluțele, dar nu se focalizează. Ok, s-a focalizat un pic, așa vreau să arate. Acestea ne vor fi mărturiile pentru nuntă. Mie mi se pare o idee super, super ok, super bună. Haideți să trecem și la celelalte sticluțe. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, chasing waterfall. Cam așa arată până în momentul de față. Mie îmi place foarte mult cum se vede. Foarte tare îmi place și mai ales cu verdele acesta dă foarte, foarte bine movul acesta de la sarea de baie. Și să sperăm că mi-ajunge pentru că mi se pare că se consumă cam repejor. Nu știu, vedem. Am făcut abia 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Da, 11 am făcut și mi se pare că se consumă destul de repejor. Dacă nu, mai dau o fugă în DM și mai cumpăr unul. Leave me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me, like you don't wanna break. I need
sun space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. Drăguții mei, atât am reușit să fac până acum. Am auzit-o pe Carolina mărind un pic, așa că mă voi duce la ea și haideți să întorc camera să vorbesc un pic cu voi. Bun, că ne vedem acum. V-am arătat sticluțele, mie îmi plac foarte, foarte tare. Abia am terminat o pungă și jumătate și mai am, opa, v-am mișcat aici, scuze. Mai am foarte multe, mai am 2, 4, 5, 6 cu ce a început acum, 6 pungi, nu mai am acolo, 6 pungi mai am, dar din câte observ, sarea de baie nu va ajunge și surplusul care a căzut pe masă, inclusiv lavanda, o voi pune diseară în cadă și am să stau acolo să fac o baie. O baie super, super. Eu de obicei fac duș. Nu-mi place să îmi fac băi fierbinți. Eu mă spăl cu apă rece, călâie în cap și aproape de rece pe corp. Nu suport apa fierbinte și când spăl vasele, apa fierbinte o folosesc doar când spăl un vas... un vas plin de grăsime, cum ar fi sarmalele, dacă am într-o caserolă sarmale și trebuie să o spăl, pun apă fiartă, dacă nu, nu, doar cu apă rece spăl și la fel și eu mă spăl doar cu apă rece, nu suport apa fierbinte și nici caldă și de aceea eu îmi fac doar duș. Dar în această seară vreau să profit că am sare de baie cu lavandă.
poate am să mai iau și de aici puțină și am să pun, să-mi pun în cadă și am să fac acolo o băiță super drăguță. Bun. V-am arătat tot ce am cumpărat pentru nuntă până în momentul de față, pentru că sunt foarte multe de cumpărat. V-am zis eu că trebuie să comand și căsuța pentru dar, trebuie să o comand. Cred că am să mă uit acum când mă duc în dormitor la Carolina. Și sunt foarte multe, foarte multe de cumpărat. Eu am cumpărat așa în mare ce am crezut eu că pot să țin, ce se ține, dar ușor, ușor mi le voi cumpăra eu pe parcurs. Bun, acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu văd dacă reușesc să mai fac în această seară. Dacă nu, vom face într-un vlog. Voi mai face într-un vlog mărturiile. Să sperăm că reușim. Nicu e la muncă astăzi și trebuie să stea și cineva cu Carolina. De aceea nu reușesc să termin acum tot ce mi-am propus. Bun, acestea fiind zise, vă mulțumesc că ați vizionat acest clip și noi ne auzim data viitoare. Vă pup!